Pornografia este o trădare. Pornografia este un mod de înșelare pervers cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tehnologiei, un mod de a-ți înșela viitoarea ta nevastă sau actuala ta nevastă. Dumnezeu a intenționat să fim într-o relație de căsătorie în care să ne bucurăm de binecuvântările sexuale cu o persoană de sex opus. Și acest legământ, această relație de căsătorie să fie pentru toată viața. Indiferent când ai consumat pornografie, înseamnă să te bucuri cu altcineva de o formă perversă, pervertită a sexualității. Înseamnă să tratezi într-un mod înșelător persoana cu care te vei căsători sau ești căsătorită în fiecare secundă când privești pornografia, consum pornografie. Persoanele acelea pe care le privești nu sunt soția ta sau soțul tău și aproape sigur nici nu vor fi. De aceea ăsta e un motiv foarte important să te oprești definitiv și total din a viziona pornografie și să nu mai fii un trădător și un înșelător.